Bună seara, doamnelor și domnilor, suntem la Cotidianul TV, suntem la Bârna din Ochi. Așa cum v-am obișnuit deja, săptămâna se încheie, sau putem spune weekendul începe, cu un invitat interesant aici în studioul nostru. Invitatul de această seară este vicepreședintele Partidului Demnitate și Adevăr, vicepreședinte al Parlamentului Republicii Moldova, domnul Alexandru Slusari. Bună seara, domnule vicepreședinte! Bună seara! Bine ați venit în studioul Cotidianul TV, bine ați venit la Bârna din Ochi. Spuneți-mi dacă, după hotărârea de ieri a Curții Constituționale, partidul pe care îl reprezentați a început pregătirile de campanie electorală. Orice partid serios, a doua zi după alegeri, trebuie să se pregătească pentru următorul. Asta e răspunsul de serviciu a oricărui politician. Noi, oricum, chiar dacă am avut o abordare referitor la guvernul anticriză, noi absolut real înțelegeam că alegerile parlamentare sunt inevitabile, anticipate și cu această idee noi de mult ne pregătim. Altă întrebare, în ce condiții o să fie desfășurate aceste alegeri? Noi, așa cum am relatat și în comunicatul de ieri, suntem pregătiți pentru alegeri anticipate. Problema este că țara nu prea este pregătită. Aici e cea mai mare problemă. Vă referiți aici la guvernul care va organiza aceste alegeri, față de care aveți mari rezerve? Vă referiți aici la componența actuală a Comisiei Electorale Centrale, căreia îi cam expiră mandatul în vară? Vă referiți aici la bugetul necesar pentru organizarea acestor alegeri, care nu este prevăzut în bugetul de stat? Sau vă referiți la pandemie sau la toate împreună? Cam toate luate împreună, adică factorul cumulativ, desigur, dar în primul rând m-am referit la acest guvern. Noi în istoria Republicii Moldova niciodată n-am avut situația în care perioada de, eu cred că 9 luni, țara să fie condusă de un guvern interimar, un guvern incomplet, un guvern incompetent, un guvern cu mai multe disențiuni pe interior, un guvern în frunte cu unul prim-ministru în demisie, care nu-și dorește această funcție și fiecare zi se începe cu rugăciunea: Doamne ferește, mai repede să-mi scoate din această funcție, cu un guvern răsuflat, un guvern irresponsabil. Și ne-am pomenit cu acest guvern, dincolo de faptul că chiar existența asemenea cabinetul de ministri, interimar cu toate calificativele care le-am atribuit, este deja o mare problemă. Această situație încă a coincis cu criza pandemică, criza social-economică cu care se confruntă țara deja al doilea an. Și desigur că noi suntem îngrijorați cum țara va parcurge această perioadă. Încă 5 sau chiar 6 luni, eu cred că până în octombrie nu cred că noi vom avea guvern. Ok, o să revenim la subiectul ăsta. În mare parte, sub aspectul dezvoltării țării, sub aspectul deblocării asistenței externe, pornirii unor proiecte investiționale, anul este pierdut pentru Republica Moldova. Iată, aici este cea mai mare grijă noastră de țară. Grijă față de propriul partid, noi ne-am pregătit, ne pregătim și suntem gata pentru alegeri anticipate. Noi avem cu ce merge, chiar în pofida tuturor problemelor, tuturor atacurilor față de noi. Noi cea mai mare grijă noi facem nu de platformă de acum, dar de țară. Înțeleg că sună cam un pic patetic, dar dacă să analizăm real, fără multe lozinci, care este situația în țară și ce ne așteaptă, guvernul Ciucoi este cea mai proastă soluție pentru Republica Moldova și acest guvern este menținut acum doar cu un singur scop, să fie desemnat drept țapă spășitor. Cum nu-i straniu, dar această formulă aranjează atât pe actualul președinte, cât și pe fostul președinte. Haideți, încercați să fiți... Să vă detașați de tot ce a spus până acum despre guvernul Ciocoi. Dintre membrii acestui cabinet moștenit de la guvernarea precedentă, era un potențial candidat
mai bun decât domnul Ciocoi pentru a prelua funcția de prim-ministru interimar? Sub aspect profesionist, dacă facem abstracție de coloratură politică și unele momente de... Domnul Ciocoi, ce culoare politică pretinde domnul Ciocoi acum are? Manevrează. Domnul Ciocoi se gândește cumva să intre în voie și o Igor Dodon cu Zinaida Greceanu și la Maia Sandu. Și atât el ca figură îmblă ba la președinție, ba la parlament, ba la Igor Dodon în oficiu. Dânsul nu are nicio coloratură și se gândește, o să fie eu desemnat ambasador în Statele Unite sau nu. După... Asta își dorește? Da. Așa se zvonește prin coridoare? Și nu doar prin coridoare, se zvonește mai tare deja despre acest lucru. Nu e o funcție rea. Pentru dânsul, sigur. Pentru orice diplomat. Asta prețul care eu trebuie să plătească probabil pentru titlul de țapă spășător. Dumnealui este diplomat de carieră, având în vedere că în multe țări, inclusiv la Moscova, avem oameni puși strict pe criterii politice, fără o minimă pregătire diplomatică. Domnul Ciocui, haideți să recunoaștem, nu ar fi o candidatură proastă pentru a reprezenta eu țara. Nu pun la îndoială. Nu doar în Statele Unite, în orice nu capitală. Nu pun la îndoială calitățile profesioniste al domnului Ciocui în domeniul politicii externe. Nimeni nu pune. Chiar dacă eu au avut mai puține, adică niște afirmații mai puțin reușite, mai puțin inspirate despre pacificatoria, despre război civil, dar da, eu sunt de acord că sub cariera profesionistă lui în politica externă, probabil că dumnealui este specialist. Problema că țara acum nu are nevoie de un manager în finanțe, în economie, în pandemie, dacă doriți, și mai puțin un prim-ministru care să fie specialist în politica externă, din punctul nostru de vedere. Dar, desigur că în garnitura precedentă erau persoane mai profesioniste, în afară chiar și un tic, același Pușcuța, desigur că el cunoștea domeniile și ca profesionist, finanțist. Da, nu avea o coloratură de partid mai pronunțată decât a domnului Ciocoi? Mi-e greu de spus de ce dânsul a ales așa. Noi, iarăși, haideți să spunem asta din toți rei care au fost în această garnitură guvernamentală, noi vorbim care au fost mai bun. Uh-huh. Noi nu vorbim de alte figuri, întrucât nu era posibil să fie desemnată altă persoană în afară de cei miniștri care erau în componență guvernului. Fix asta a fost întrebarea. Nu. Cumva cei spectatori să nu creadă că în țara asta doar doi sau trei oameni au putut să conducă guvernul din guvernul Chico. Bine, vorbeam, întrebarea a fost din ați avut de bun, nu ați avut de ales. Alegerea noastră am avut cu toții într-un fel de indirect de alegeri între cei care... Noi ceream demisia lui Chicu nu pentru că să vină pe 9 luni Ciocoi. Noi pentru altceva am cerut demisia lui Chicu. Dar, iată, Republica Moldova este condamnată acum să parcurgă toată această situație foarte dramatică în fruntea cu acest guvern mai mult decât interimar și mai mult decât responsabil. Partidul Demnitate și Adevăr pe care îl reprezentați și vicepreședintele căruia sunteți, a propus și s-a oferit să preia guvernarea pentru o perioadă scurtă și cei doi candidați pentru preluarea funcției de prim-ministru ați fost dumneavoastră și președintele partidului, domnul Andrei Năstase. Dacă ați fi ajuns în funcția pe care azi o deține domnul Ciocoi sau, hai să spunem, pe care a deținut-o anterior domnul Chicu, ce ați fi făcut altfel și cum în această perioadă atât de dificilă? Nu. În primul rând, în toată această perioadă din decembrie, candidatura platformei DAO a fost liderul partidului Andrei Năstase. Noi n-am venit cu mai multe candidaturi. Dar... Mai multe candidaturi au existat, inclusiv și Igor Munteanu. Noi am vorbit vara, când noi primii am sensizat. Da, domnule Susar, dar având în vedere că există niște incompatibilități la nivel personal, se zvonea că partidul dumneavoastră putea să facă un pas în spate la modul la care, dacă se acceptă ca PPD-ul să preia guvernul, să nu se insiste neapărat pe persoana nominală a domnului Andrei Năstase. Și atunci, fix următorul pe listă, erați dumneavoastră.
Noi n-am discutat acest subiect, întrucât nici n-am ajuns să fie dezbătut. Era logic, conceptul. Era logic. Andrei Năstase v-a numit deschis candidat la funcția de premier în campanie electorală prezidențială. Nu mai cu cochetare acum. Problema, pur și simplu, eu vreau să fiu precis. Noi n-am ajuns la discutarea conceptului. Platforme, da. Uh-huh. Chiar dacă noi am venit detaliat, am discutat la consultările, conceptul nostru a fost respins de doamna Sandu și noi, dacă era problema, iată, dacă conceptul este acceptat, dar ceva este problema de incompatibilități, cum spuneți dumneavoastră, atunci probabil noi discutam alte soluții. Uh-huh. Dar la nivelul conceptului ideea a fost respinsă și noi mai departe n-am mișcat. Revenind la întrebarea dumneavoastră, cu certitudine guvernul platforme, da, în primul rând, eu nu n-ar fi fost guvernul doar a platformei, da. Prim-ministru a asumat platformei, da. Noi am venit cu ideea, clar lucru că deja situația este depășită, din păcate. Noi am venit cu ideea că guvernul să fie înglobat reprezentanții mai multor partide pro-europene. Acolo era loc și pentru PAS. Care ar fi fost în afară de PAS? Asta am vrut să vă întreb. Pentru PAS și loc pentru Partidul Democrat, anumite persoane din exponențe care sunt profesioniști, uh-huh. Și din partidele non-parlamentare și din societate civilă. Noi am examinat câte 3 candidaturi pentru fiecare funcție atunci. Uh-huh. Noi am făcut acest exercițiu încă vara, prima uh-huh. tentativa uh-huh. noastră. Acest guvern categoric era în primul rând plenipotențiar, pro-european, independent de orice influență din partea lui acest individ Igor Dodon, trebuia să fie pe aceeași ună. Nu. Independent. Independent. Nu, domnule Slusar, îmi permit să vă contrazic. Cum să fie independent dacă aveați nevoie de voturile lui ca să ajungeți acolo? Din 4 componente care trebuia să voteze acest guvern, pe perioadă scurtă, 3 componente erau platforma, da, PAS și Partidul Democrat. Nu aveți suficiente voturi. Nu suficiente voturi, dar iarăși... Și nu ajungeți la Dodon în condițiile ajungeam astea? Ajungeam la Partidul Socialiștilor pentru a vota anumite proiecte de legi în câteva luni. Dar foarte multe lucruri care ar fi putut să facă guvernul pe interior, acolo tu nu depinzi de Dodon. Știindu-l, cunoscându-l pe domnul Dodon, ar fi folosit întotdeauna. A ajuns până să-i dea în obraz domnului ambasador Ioniță, faptul că a fost la el în beci la Sadova și ci că v-a plăcut mult vinul meu și acum m-ați făcut... Eu n-am de gând să-ți deci, spun. Dacă până și cu un pahar de vin e în stare să-ți scoată ochii, dându-ți voturi pentru a ajunge în guvern, vă garantez că ar fi tras, ar fi făcut imposibilul să tragă foloase din această manevră. Igor Dodon, noi cunoaștem cine este Igor Dodon și el îi caută orice folos, chiar dacă undeva este posibil de ciornit ceva pe logo-ul, dânsul nu ezită să facă acest lucru. Problema era că Partidul Socialiștilor, la moment când noi am discutat în 4 acest subiect, o bună parte din socialiști și la moment acest lucru este știut, nu sunt mulțumiți de Igor Dodon. Și iarăși, era situația că noi mergem pe perioada foarte scurtă, că să stabilizăm această situație. Da, Igor Dodon câștiga ceva personal, poate pentru dânsul, ceva, o respiră și atât. Igor Dodon știa foarte bine că nu pot să interveni în treburile interne acestui guvern, care este condus de prim-ministru de la platforma, da. Avea să zboare oamenii lui Nichifarciuc de la mai multe agenții, de la întreprinderile de stat, în câteva luni ar fi fost deblocată asistența externă ca precondiție. Și noi am discutat cu doamna Sandu, ca precondiție trebuia să fie votate niște legi sau abrogate niște legi care trebuia să fie ca garanție deblocării asistenței externe. Uh-huh. Asta era precondiție până la desemnare. Era o foaie de parcurs care dacă din start cineva încalca, gata, formula nu merge mai departe și nu riscăm cu nimic. Dar țara ar fi intrat în alegerile anticipate cu un guvern plenipotențiar, cu un guvern care nu depinde. Iată, noi vorbim că poate era o dependență de socialiști. Acum acest guvern este 70, dacă nu 80% dependent de Igor Dodon. Nici nu de socialiști măcar. Uitați-vă ce se întâmplă la Calea Ferată, la Poșta Moldovei. Acolo sunt acum, iată, aranjați oamenii
Eu cred că unii am să vorbesc mai detaliat despre ceea ce se întâmplă la calea ferată. Sunt aranjați oamenii care sunt detestați chiar de Partidul Socialiștilor. Dar sunt oamenii din gașca lui Dodon, personal, gașca lui Plohotniuc, Nichifarciuc, Andranache. Iată aceasta și întrebarea mea. Da, formula noastră nu era ideală. De acord. Erau și anumite riscuri. Dar formula cu care noi acum, iată, intrăm în campania electorală cu acest guvern care o să închidă ochii la toate furturile care se vor produce în următoarele 5-6 luni, această formulă este mult mai nocivă pentru Republica Moldova. Și când am discutat cu doamna Sandu, am spus că doamna Sandu, dumneavoastră ca om de stat, înțelegeți că eu am dreptate. Dumneavoastră nici nu încercați. A recunoscut? Ea, cum, clar lucru că ea nu a recunoscut, dar eu am simțit din discuția. Dar ca om politic, ținând cont de conjunctură politică, dumneavoastră ați ales altă cale, care e mai favorabilă sub aspectul politic, eu înțeleg. Dar peste 5 luni, iarăși asta tot nu-i garanție, că peste 5 luni foto o să fie cu tot alta. Ceea ce a fost în decembrie și ceea ce noi avem acum în aprilie, iată, în 5 luni, situația s-a schimbat. Dar ceea ce o să fie în august sau în septembrie, nu știu când doamna Sandu se va înțelege cu Igor Dodon despre data alegerilor, eu cred că august-septembrie. O să vă rog să nuanțați afirmația asta cu înțelegerea dintre Maia Sandu și zice Igor Dodon. Despre acest lucru zice Igor Dodon public. Noi ce vedem public sunt cap în cap. Cap în cap pe anumite puncte, desigur, dar ce ține de data alegerilor, dacă vă amintiți de consultările după care s-a retras doamna Dorleșteanu, socialiștii au ieșit fericiți. Noi ne-am înțeles cu doamna Sandu aproape pe toate, numai au rămas data alegerilor să stabilim împreună. Și iată aici a venit situația aceasta cu Dorleșteanu și iarăși a început toată această dibandada. Eu, din câte am înțeles, până la 30 mai o să fie la greu, iată, tot așa, cu șantaj, cu manevre, cu discuții oficiale, neoficiale, o să fie agreată data alegerilor convenabilă pentru ambii. Eu cred că asta o să fie august sau septembrie. Haideți să vedem dacă trebuie să se întindă până pe 30 mai. Există două sesizări la curte care contestă legalitatea instituirii acestei stări de urgență, practic singura care o mai oprește pe Maia Sandu să dizolve Parlamentul mâine. Cât de legală vi se pare instituirea acestei stări de urgență în condițiile în care, conform legii, există două instituții în acest stat care pot iniția procedura de instituire a stării de urgență? Un guvern plenipotențiar, ceea ce nu avem în momentul de față, și președintele Republicii Moldova. Cât de legal este să institui stare de urgență și încă pe două luni, nici măcar nu pe două săptămâni, cum a propus doamna Sandu, nici măcar pe o lună, să presupunem, la inițiativa la trei deputați socialiști și la prezentarea unui guvern în demisie? Este absolut clar că această măsură este eminamente politică. Noi am vorbit public despre acest lucru. Noi, apropo, am fost unica fracțiune care n-am votat în 2020 starea de urgență, deși ceilalți deputați au votat, și noi atunci am argumentat că nu există planul de acțiuni. Pentru ceilalți atunci a fost ok. De data asta a fost chiar o schidare pe față. Acum toți au invocat acest motiv și, într-adevăr, starea de urgență nu era necesară nici pentru o lună, nici pentru două săptămâni. Nu era necesară starea de urgență. Clar lucru că asta a fost o manevră și iarăși au fost anumite manevre. Pe 13 martie iese Consiliul, după Consiliul Suprem de Securitate, iese doamna Sandu cu recomandări să fie două săptămâni de starea de urgență și lockdown. Nu a fost recomandare, a fost... Recomandare a fost. A fost recomandare și în mod normal. Eu, de exemplu, am așteptat dacă se face această recomandare și se vede că guvernul nu reacționează. Doamna președinte a avut tot dreptul să vină cu această acțiune, cu un plan de acțiuni bine gândit, bine structurat, și să vină la Parlament. Și atunci vedem... Chiar și în ziua în care a apărut domnul Ciocoi. Până la... Asta nu, a fost... dacă nu s-a făcut până atunci, putea să vină să zică... Ca alternativă. Da, ca ce chestie ești aici? Citește Constituția, du-te acasă. Eu sunt singura în țara asta care astăzi
am dreptul să propun cred că două săptămâni, vă expune, place da, nu vă place, se va expune cum se pensionează pe aspectul legalității. Și dacă se constată, dacă în alta curte constată că a fost neconstituțională instituirea acestei stări și respectiv o anulează, Maia Sandu este liberă de a doua zi după publicarea Monitor oficial. Depinde când o să întâmple acest lucru. Eu intuiesc totuși, știind, văzând toate aceste manevre care au fost cu data, cu starea de urgență, eu nu știu de ce cred că totuși o să fie lăsată? Undeva lăsată până la 30 mai acest lucru și după 30 mai o să apare decretul de dizolvare a Parlamentului și alegerile se vor desfășura în perioada aceasta între 60 și 90 de zile de la data emiterii decretului. Cred că august, între 1 august și 1 septembrie undeva. Și Dodon și-ar dori prin noiembrie? Dodon, doleanța lui a fost septembrie-octombrie. Nu e mare diferență. Nu e mare diferență, dar iarăși aici poziționările. Și la unul și la altul e convenabil să rămână acest guvern lui Ciucoi. Dodon, miza lui Dodon, că cu cât mai rău în țară, cu atât mai bine pentru dânsul. Și pe toată această perioadă, cu cât mai departe până la alegeri, rămâne acest guvern. Pe de o parte, sub aspectul resursei administrative, el controlează cele mai importante ministere și poliția o să închidă ochii la toată corupția politică care o să fie și agenții electorali, structurile disconcentrate în teritoriu vor lucra pentru Dodon. Pe de altă parte, toate problemele care sunt în țară, o să se spargă în cap. La noi guvernul interimar, da. Dar devine Maia Sandu. Maia Sandu, pe de altă parte, o să zică că devine este acest guvern lui Dodon, care e moștenit. Care nu mai aparține, nu l-am înaintat, nu l-am... Și iată, perioada de 5 luni noi o să avem ping-pong și asta este, din punctul meu de vedere, cea mai mare problemă pentru cetățenii acestei țări și pentru Republica Moldova. Că toți o să încerce, și Dodon și Maia Sandu o să încerce să plaseze responsabilitatea unul la altul. Ciucoi deja este desemnat țapă spășător pentru ambele persoane. Dar Republica Moldova va plăti poliță pentru aceste poziționări politice, cu părere de rău. De atâta, sub aspectul, iarăși, interesul țării, dacă alegerile parlamentare, gata, este decis că alegerile parlamentare trebuie să aibă loc și nu poate fi alt guvern anticriză investit, pentru țară mai bine, mai repede deja să merge la aceste alegeri, întrucât cu cât mai multă perioada aceasta interimatului, cu atât mai rău pentru țară. Altă întrebare rămâne aici iarăși. Noi oscilăm între interesele țării sub aspectul apariției unui guvern plenipotențiar și necesitatea vaccinării. Totuși, asta e încă un motiv pentru mine. Eu totuși cred că până la 30 mai, cu tot guvernul este nenorocit, cu toate problemele, că ei nu pot organiza normal vaccinarea, dar totuși până la 30 mai o să mai petreacă încă vreo câteva sute de mii de cetățeni. Poate la 30% nu ajungem, dar poate grație suportului României, poate ajungem la 30% și nu e ceea ce am dorit noi, nu ceea ce e bine, dar totuși, iată, încă o lună jumătate avem perioada asta de vaccinare. Mai pleacă moldoveni, o bună parte o să plece în România, românești pleacă în România. Exact, și poate ajungem la un procent de minimum necesar, 30% măcar, cu care noi putem să mergem în campania electorală. Dodon vorbește de 60-70, ceea ce este ireal. Da, Dodon, nu ascultați pe dânsul. Eu de mult nu cred în Dodon și eu când tot timpul vine cu trei scenariile și iese tradițional a patrulea. Dodon pentru mine este incredibil și nici nu vreau să discut despre dânsul. Haideți să nu vorbim despre Dodon, haideți să vă pun o întrebare. Probabil v-au mai adresat-o și alți colegi, dar eu o să vă adresez foarte direct, așa cum presupune și formatul emisiunii noastre, așa, fără cravată. Și apropo, mulțumesc, știu că ați făcut un efort după ședința plenară să treceți pe acasă ca să vă schimbați de haine, așa cum v-am rugat. Tot timpul am respect față de cerințele. Cum v-am rugat, dacă e posibil, să nu veniți la costum și cravată. Trebuie să fie respectată și dacă asta este cerința, trebuie să fie așadar, realizată. Așadar, întrebare. Când a trecut pisica neagră între PAS și PPDA și care a fost acea pisică, de ce s-a spart acea unitate vizibilă a blocului acum și blocul acum în sine?
Iarăși, acest lucru nu s-a întâmplat într-o zi. Și, în primul rând, eu propun să nu dramatizăm această situație, întrucât noi suntem două partide. Și tot timpul, chiar și în cadrul blocului, au fost divergențe. Ați fost parteneri la proteste? Mai puțin la proteste. Mai puțin. Spunem, haideți, la proteste da. De faza mai așa, mai da. 2017-2018. Exact. Dar eu care am filmat toate protestele, nu majoritatea, toate protestele voastre, am filmări multe cu Maia Sandu și Andrei Năstase în scenă, amândoi în ea, dumneai în ie, Andrei în cămașă. Perioada mai mult 2018-2019. Da, exact. Deci, oricum, ați fost parteneri și ați creat un bloc cu care ați mers împreună în alegeri. De ce destrămarea și de ce acum chiar tensiuni și viziuni atât de diferite pe subiecte atât de importante? Haideți eu să vă spun versiunea mea. Nu pretind că am adevărul în ultima instanță, dar versiunea mea. Noi am apărut ca un partid non-sistem. Uh-huh. În 2015, în stradă. Asta este ceva rar pentru Republica Moldova. Noi partidele apar sau dintr-un sac de oligarhie, sau dintr-un sac din altă țară, așa cum a fost cu Igor Dodon, sau cu participare masivă a organizațiilor non-guvernamentale. Mm-hmm. Noi suntem ceva, un fenomen mai puțin tipic pentru Republica, sistemul politic al Republicii Moldova. Și noi când am apărut, așa s-a primit că aproape toți activiștii platformei, da, care a ajuns chiar și conducerea platformei, da, erau oameni care nu au avut experiență politică. Eu țin minte foarte bine spiritul anilor 2015-2016. Noi sincer credeam, iată, că noi trebuie să coagulăm toate forțele sănătoase politice și pe urmă fiecare să plece să se ocupe cu treburile. Eu eram cu agricultura, Andrei Năstase cu avocatură, alte persoane aveau propriile domenii. Noi credeam că venim temporar. Și atât când s-o coalizat... Vorbim de perioada platformei civice. De transformarea. Când era în septembrie 2015, deja era clar că forțele, așa zise, forțele pro-europene, care erau prezente în Parlament, s-au discreditat și lumea vrea alte forțe politice pe șichierul pro-european, național. Și când am apărut noi, noi cumva tot spuneam la tot, hai veniți la noi. Și interesant că noi încercam să atragem nu doar forțele pro-europene, dar forțele anti-oligarhice, așa cum vedeam noi. Dumneavoastră țineți minte cum au fost proteste, cu cine au fost proteste. Și noi am luptat pentru alegerile prezidențiale directe. Am colectat 407.000 de semnături. Am făcut presiune asupra guvernării de atunci, lui Vlad Plahotniuc. Am obținut acest rezultat. În mod normal, dacă noi am fi avut măcar o mică experiență politică și mai mult egoism politic, noi în 2016 trebuia să ieșim la 4 martie și să spunem, asta este meritul platformei, da, noi suntem partidul non-sistem, celelalte partide, nu contează, PAS, PLDM, nu știu care sunt partidele sistemice, ei au fost la guvernarea când s-a furat miliardul, când a fost concesionat aeroportul. Nu, Maia Sandu, noi am fi putut să spunem, nu vorbim de PAS. Un partid nou creat. Da, PAS, da, era partidul nou creat. Da, Maia Sandu a făcut parte din guvernul PLDM. Care au ieșit din PLDM. Și noi, dacă am fi avut mai mult egoism politic, trebuia să batem în toți atunci. Și spunem, nu ne interesează cum să numesc partidele, dar voi toți sunteți partea aceeași, ați făcut parte din același sistem putred când oamenii au fost jicmaniți, când oamenii au fost însărăciți. Dar noi, văzând situația aceasta de capturare a statului, văzând situația regimului Plahotniuc, noi am spus, nu, haideți să căutăm candidat unic pentru prezidențiale, haideți să coagulăm toate forțele. Și când forțele acele pro-Rusie s-au dus într-o parte și ceea ce era firesc, au rămas forțele pro-europene. Și noi, în mod firesc și în mod absolut sincer, am susținut pe Maia Sandu. Și de atunci s-a pornit această coagulare forțelor anti-Plahotniuc,
Și toată această perioadă eu pot să spun cu toată responsabilitatea. Noi am fost acea componentă care am cementat mai mult acest bloc. Noi foarte des mergeam la CDR numai să fie bloc, numai să fie unitatea forțelor. Politica este arta compromisului. Iată, vedeți cum compromisul... Când v-ați angajat în politică, trebuia să... Compromisul trebuie să fie reciproc. Noi am fost naivi. Eu nu spun că asta a fost corect sau nu e corect. Se judece istoria alegătorii până la urmă, dar abordările au fost un pic diferite. Noi am mers mai mult cu romantică, cu romantism politic, să coagulăm, să fim, dăm de la noi ce dăm. Cealaltă parte a fost mai mult pragmatică, mai multe calcule de egoism politic, dacă doriți. Ei au avut altă abordare, ei au avut nevoie atunci de noi că să fie crescută toată, în baza blocului, să fie consolidat și fortificat Partidul Acțiune și Solidaritate. Eu iarăși, fără reproșuri, eu nu spun că asta e bine sau rău. Voi de ce nu ați știut să profitați de rezultatul obținut în bloc? Eu cu asta am început, domnul Scăbioavă. Probabil că pare naiv pentru cinismul nostru politic în Republica Moldova, dar noi am fost romantici. Noi n-am avut această experiență și sincer credeam că așa e mai bine pentru țară. Și până la urmă am izbutit multe lucruri. Multe lucruri noi am izbutit. Nu a fost ușor, iarăși, cum nu-i straniu pentru Republica Moldova, noi avem un pic doctrine diferite. PAS este mai mult partid liberal, noi suntem mai mult partid care ține la producătorii autohtoni, la agricultorii, tradițiile, valorile familiare și la noi mai este încă aspectul descentralizării. La noi unul din dezideratele este descentralizare. Sunt multe lucruri comune, cu lupta cu corupție, reforma justiției, sănătatea, educația, dar sunt și diferențele. Niciodată nu a fost ușor. Și când am format bloc, în 2019, au fost mai multe disensiuni, dar noi tot timpul depășeam, și eu vă spun sincer, eu am participat la mai multe negocieri. De regulă, compromisul, haideți așa, dacă procentual 70% din 100% de compromis aparținea nou. Și prima fisură a fost atunci când noi am venit în Parlament și colegii de la PAS au spus că noi facem fracțiunea separată. Și asta a fost un pic de șoc. Și nici măcar, deși ați intrat cu număr par, nici măcar nu v-ați împărțit în două... Nu a fost egalitatea. În asta... două fracțiuni, erați 26, nu? Nu uitați nu că... v-ați împărțit nici măcar în 13-13, s-a făcut 12-14. Blocul a fost constituit din trei componente. Platforma, da, PAS și societatea civilă. Păi asta zic, cei din societatea civilă exact. Puteau fi formal atribuiți, retribuiți în așa fel încât șocul fost pentru noi. Să rezulte două fracțiuni egale ca și număr de membri. Șocul a fost pentru noi, dar cel mai mare șoc a fost pentru câțiva reprezentanți societății civile care când PAS în mod ultimativ a spus că noi facem două fracțiuni, noi am avut diferite relații cu Octavian Țicu, dar Octavian Țicu atunci spune, bine, dar eu ce trebuie să fac, doamna Sandu, spuneți-mi, eu nu sunt membru nici aici, nici aici, au fost și Reniță și Igor Munteanu, au fost 4-5 persoane care dumneavoastră alegeți, pe mine nu mă interesează. Și iată, societatea civilă tot s-a divizat atunci, care a mers cu platforma, da, care a mers cu PAS. Același lucru s-a repetat în Consiliul Municipal, când am venit cu 20 de mandate în bloc și iar s-a divizat. Și iată așa treptat s-a acumulat. Pe urma această asumare de răspundere care nu a fost consultată cu deputații blocului acum, cu jumătate de oră în urmă, în ajunul asumării, au cunoscut membrii guvernului despre asumare. Despre asumarea răspunderii care a dus la demiterea guvernului Maia Sandu. Demiterea guvernului Maia Sandu. Și iată, treptat, noi am mers spre divizare. A urmat campania prezidențială, dar... În care iarăși a zburat săgeți? Pentru mine, cerașa de pe tort, a fost această situație cu înaintarea candidaturilor, cu și aceste abordări, se spune una, peste o oră se face alta, peste două ore se face a treia variantă. Eu am spus, eu nu vreau să mult timp să dedic criticii, dar pentru mine asta a fost cinism.
Desigur că foarte mulți activiști platforme da, au simțit acest lucru ca dorința de a marginaliza platforma, de a scoate de pe șchierul politic. Și această situație cu guvernarea, cu asumarea guvernării, desigur, a fost destul de tristă pentru noi. Iarăși, propun să nu dramatizăm situația. Totuși este vorba nu despre scindarea unui partid, dar despre două partide diferite. Absolut. Și iarăși, mai multe lucruri deziderate comune au rămas. Noi discutăm în Parlament, noi deseori votăm în unison. Nu putem să spunem că, Doamne ferește, toate căile sunt irreversibile. Da, dar ne așteaptă o campanie electorală. Da, ne așteaptă campanie electorală și, desigur, iarăși a influențat și categorismul colegilor de la Pască. Noi nici nu discutăm că să mergem cu cineva, că mergem într-un bloc. Noi mergem de unii singuri. PPD-ul ar fi, apropo, interesat să inițieze sau să fie invitat la niște discuții referitoare la... Nu, asta cumva era... Noi ne-am gândit că totuși clar lucru că după tot ce s-a întâmplat, nu era simplu. Experiența într-un bloc nu a fost una fericită. Foarte reușită, spunem așa. Deși noi, repet încă o dată, noi am izbutit mai multe lucruri, dar totuși au fost și mai multe probleme, o parte dintre care eu deja v-am povestit. Dar cel puțin noi credeam că măcar vor fi pornite discuțiile despre coalizarea tuturor forțelor pro-europene, mai ales că din punctul nostru de vedere Dulceața s-a ridicat prea tare la colegii de la PAS și nu este tot timpul justificată, întrucât un milion de cetățeni care au votat în turul 2, o bună parte din ei au votat contra lui Dodon. Că acest individ este atât de antipatic, că chiar și o bună parte de rusolingvi sau persoanele care nu simpatizează vectorul european votat împotriva lui. Eu nu aș împărți neapărat cetățenii după limba vorbită. Eu nu, dar există acest lucru. Dumneavoastră sunteți exemplu clar. Eu sunt rus și eu înțeleg mentalitatea multor persoane. Cu părere de rău, votul geopolitic la noi domină în Republica Moldova. Și deseori, iată, Dodon în 2016 a câștigat în mare parte, dincolo de ajutorul lui Plahotniuc, a câștigat în mare parte și datorită acestui vot geopolitic. Așa este. Că tu ești cu Putin, votezi pentru Dodon. Iată, în 2020, această paradigmă nu i-a ajutat. O parte a votat, dar o parte chiar care nu simpatizează forțele pro-europene, dar oricum nu a putut să treacă peste culoc. Plus diaspora. Plus diaspora, desigur. Și diaspora, iarăși, diaspora este și în Federația Rusă și noi am văzut și în Federația Rusă nu a fost un vot uniform pentru Dodon. O parte a votat contra lui Dodon. Dodon este un tip antipatic și nu, asta e altă întrebare. Eu nu cred că există perspectiva pentru dânsul și acest lucru înțeleg și sondajele în continuare creditează Partidul Socialiștilor cu scoruri destul de bune. Coaliția cu Șor o să coaste foarte scump pentru dânsul. Sondajele, ultimele pe care le-am văzut, erau făcute la mult timp după ce practic inițial camuflat și nerecunoscut, după care pe față erau deja în coaliție cu Șor și totuși... Da, ei mai au încredere iarăși. Acest vot geopolitic, totuși faptul că Rusia încă nu și-a schimbat favoritul, deși Igor Dodon a primit un duș foarte rece acolo în Federația Rusă, acest lucru încă cumva și lipsă de alternativă. Mulți caută alternativa și eu cred că până la urmă Igor Dodon va fi substituit. Dar asta nu-i problema mea, nu-i problema. Asta e problema Partidului Socialiștilor. Noi avem problemele noastre la platformă, da? Noi, ca tare, ne-am pornit cu ideea că un milion de cetățeni au votat o bună parte din ei, nu pentru Maia Sandu, dar contra lui Igor Dodon. Și această aroganță care acum există, că iată noi o să luăm majoritatea și nu avem nevoie de nimeni, eu cred că este cea mai mare greșeală și cea mai mare greșeală este această încredere orbă, dacă doriți, că următorul parlament o să fie minunat, că acolo noi o să avem un guvern ideal și peste o lună o să curgă râurile de lapte.
Dar se pare că nu. Eu cred că o să mai treacă încă o lună, două, trei, o să apară alte sondaje, se schimbă situația și eu cred că, și Dulceață se va coborâ de la colegii noștri de la PAS. Problema că să nu fie târziu. Haideți să vă întreb la fel de deschis și de sincer și fără să caut formulări foarte alambicate pentru a-mi camufla gândul. Nu credeți că în campanie vă va fi greu să le explicați alegătorilor dumneavoastră faptul că, deși cu motivații absolut diferite, ați fost și dumneavoastră, ca și partid, și socialiștii împotriva organizării sau pentru amânarea alegerilor parlamentare și se pare că până la urmă va fi pus în aplicare planul sau dezideratul Maesandu? Eu cred că... Nu credeți că puteți fi acuzați de oameni care poate nu intră neapărat în finețuri? O să zic că Maia Sandu a vrut anticipate, voi și socialiștii v-ați opus. Cum le veți explica diferența dintre abordări și diferența dintre motivații pentru soluții asemănătoare, să zic? Noi înțelegem că, în primul rând, atacuri o să fie pe linia mediatică. Nu atât cu problema cu cetățenii. Dacă noi am fi avut posibilitatea accesului mai mare la mai multe televiziuni, eu cred că nu era în genere nicio problemă. Dar eu înțeleg că asta o să fie linia de atac. Și noi trebuie să fim pregătiți să explicăm acest lucru, că abordarea noastră a fost total diferită de abordarea coaliției Șordon. Sunt două lucruri absolut diferite, mai mult ca atât. Sunteți pregătiți cu argumente pe înțelesul inclusiv a omului simplu, cel cu puțină carte? Absolut. Cel poate fără televizor sau cu două televiziuni și acelea ale lui Șor sau ale lui Dodon sau ale lui Plahotniuc acasă? Nu toți oameni din țară sunt adepții și au fost adepții alegerilor anticipate imediate. Și foarte multă lume, mai ales la sate, în zonele rurale, care au de făcut investiții, medici care se luptă cu pandemie, cei care nu, iată, mai ales că noi peste o lună, două, n-a să fie salariile și pensiile sau o să fie rețineri. Foarte multă lume... Asta este o predicție sau vă bazați pe niște informații? Eu mă bazez pe situația cu deficitul bugetar și cu ceea ce se face acum e responsabil că acest deficit crește tot mai tare și mai tare. Și la un moment dat, pur și simplu, Ministerul Finanțelor n-a să aibă posibilitatea să execute toate aceste diversiunile electorale cu care se ocupă, în primul rând, Partidul Socialist. Asta am vrut să întreb. Este o situație obiectivă sau este o situație orchestrată cu scopul discreditării actualului președinte Maia Sandu? Situația din start nu a fost una simplă. Noi am început anul cu deficit bugetar de aproximativ 14 miliarde lei, jumătate dintre care urma să fie acoperit din surse externe. Uh-huh. Surse externe nu vin până la apariția unui guvern plenipotențial. Iată, la aceste 14 miliarde s-au mai adăugat indexarea pensiilor, lucru corect, oricum, dacă era guvern plenipotențiar, banii ar fi fost atrași din asistență externă. Acum banii vin de la sistemul bancar pe interior. Iată, s-a pornit acum... Cu credite destul de scumpe, se pare. Acum și ajungem. Cu dobânzi mari. S-a pornit acest populism electoral... compensarea energiei electrice. Pe urmă, hotărârea de azi. Pe urmă o să fie la gaze, pe urmă la deșeuri, pe urmă o să dă câte o sticlă de vodcă la toți care poartă sau nu poartă mască. Pe urmă Șor o să ceară bani pentru magazinele sociale. Noi nu știm unde noi putem să ajungem, dar de la 14 miliarde putem să ajungem la un deficit bugetar 20 de miliarde. Și sursele de acoperire sunt singure. Dacă cineva o să spună că trebuie de micșorat cheltuielile pe interior, eu cap-coadă cunosc bugetul. Acolo mai sunt poate 300-400 de milioane unde pot fi reduse, restul acolo n-ai ce reduce. Înseamnă că sursa de acoperire o să fie de la băncile comerciale. Procentul la moment oscilează între 3,5% și 6%. Enorm.
Enorm. Enorm. Dar aia este care o să fie bonuri trezoreriale de scurtă durată, de la 94 de zile până la 365 de zile, acolo rata este destul de mare. Și 5-6%. Ultima lună deja se atestă un fenomen foarte periculos, când băncile comerciale nu procură tot volumul care plasează Ministerul Finanțelor. Iată, la ultima licitație, Ministerul Finanțelor a cerut 2 miliarde, băncile au procurat 1 miliard numai. Adică banca, Ministerul Finanțelor a rămas fără 1 miliard. Uh-huh. Asta ce înseamnă? Băncile nu mai cred. Ei nu mai vor cu așa dobândă să procure. Consideră o investiție riscantă. Da, și plus ei înțeleg că asta este unica sursă de finanțare deficitului bugetar. Mm-hmm. Piața du-te și pe bazarul. Și speculează poziția. Și speculează, spune, dacă vrați atâția bani, creșteți dobânda. Mm-hmm. Dar asta noi nu suntem în vacuum. Dacă crește dobânda pe VMS-uri, pe hârtiile de valoare, mm-hmm, aceeași proces se va porni și în economie. Da. Tu nu poți să ceri 10% dobândă de la Ministerul Finanțelor și să-i dai cu 5 sau 6% pentru agenți economici. Dobânda o să crească. Și aici Banca Națională deja n-a să poată interveni. Unde ajungem noi până în toamnă, nu știu. Și iată, în asemenea situație, argumentele noastre că noi o să ne ducem la electorat, noi o să vorbim sincer. Noi ne-am gândit la interesele țării. Noi am vrut să fie un guvern. Și tot acolo ajungeam, tot faia de parcurs la noi presupunea că tot în august ajungem. Noi am vrut să deblocăm asistența externă, noi am vrut să evităm situația haosului, situația când oamenii o să fie fără salarii și pensii, situația când se fură ca în codru la toate agențiile, vedem și se face, am spus, calea ferată, Poșta Moldovei, carierele este. Dumneavoastră vă închipuiți ce ar fi 5-6 luni. Care ar fi fost motivația lui Dodon să vă dea chiar și cele câteva voturi? Nu vorbesc despre toți ceilalți, mă opresc doar la socialiști. Care ar fi fost motivația lor să vă dea cele câteva voturi, știind că își riscă pierderea controlului asupra monopolurilor de stat pe care le controlează, știind că își pierd control la nivel de resurse administrative și așa mai departe. De ce ar câștiga, fi făcut asta? Dodon câștiga din timp. Asta era un avantaj. Dar eu repet încă o dată. Situația care era... Pus pe balanță, credeți că o lună, două de răgaz valorau cât a dat pe mâinile voastre știind cât nu, de... Nu a fost ușor pentru Dânsu. Nu cred că el ar accepta din prima. Dar situația la Partidul Socialiștilor era atunci. Apropo, noi când am venit prima dată cu această idee? Cu o zi înainte, când a fost creată această alianță Șor-Dodon, că mulți socialiști erau extrem de indignați de acest lucru. Mm. Și socialiștii de rândă se apropia de noi și spuneau, noi nu vrem în această coaliție. Mm. Dacă voi înaintați candidatura și candidatura va fi susținută, propusă de doamna Sandu, această variantă este cea mai benefică și Dodon nu decide tot Dodonul acum. Era așa interesantă declarație. Nu, eu răspund pentru ceea ce mulți socialiști nu vreau, o parte din ei care nu au legătură cu Bahamas. Uh-huh. Ei nu sunt fericiți în această coaliție și știu că o să coaste foarte scump. Și clar lucru că nu erau ei fericiți să meargă la alegeri anticipate. Adică din toate variantele prim-ministru asumat de platformă era pentru dânsi varianta mai acceptabilă. Și noi atunci nu permiteam să fie creată această coaliție Șordon, rupeam socialiștii parțial sau plenar, eu nu știu cum s-ar fi de rola evenimentele de la Șor și câștiga țara. Vedeți cum, dacă nu s-ar fi întâmplată situația aceasta cu Durleșteanu, foarte greu era de prevăzut încotro ar fi mers țara. Aveți nevoie, o să revin cu insistență la cele câteva voturi din partea socialiștilor, bun, nu din partea fracțiunii, din partea unor deputați socialiști. Ați fi ajuns în dilema de a forma o majoritate formalizată și oficializată cu transfugi, ceea ce v-ați angajat să nu faceți. Era exclus.
Păi, acei socialiști rupți de, din da, PSRM nu, noi nu ați de fost transfugi. Transfugi. Noi nu vorbim de rupți, noi nu vorbim de coaliție. Era un vot, era, în ce consta ideea? Că păi, în momentul în care ei ar fi votat împotriva voinței partidului lor, era problema lor. Pentru noi nu era posibil toată fracțiunea ar fi votat sau jumătate de fracțiune sau vot liber. Eu nu știu cum. Eu nu văd interesul lor aici. Nu văd de ce ar fi făcut. Nu văd. Pentru socialiști? Da. Decât coaliția cu Șor? Doamne ferește. Nu. Mie, eu sincer, fără să fiu rău acum la adresa socialiștilor, eu pe socialiștii văd mai aproape din istoricul cum s-au manifestat de-a lungul anilor, îi văd mai aproape de Șor decât de voi. Pe Dodon, posibil, dar Dodon nu era în Parlament. Eu țin minte foarte bine dispoziția în februarie. Acum noi deja e târziu, trenul s-a dus. Dar în februarie, atunci când vreo 10 socialiști s-au apropiat de noi, de fiecare deputat și spuneau, mâine o să fie alianță cu Șor, noi nu vrem. Și prima persoană la care noi am mers atunci a fost Maia Sandu. Și noi am spus, doamnă Sandu, încercați măcar, disemnați pe reprezentantul platformei și noi ne ducem după voturi. Fără coaliția, fără că semnăm ceva, o să fie guvernul foarte bun. Dar dacă nu, a doua tentativă și mergem la alegeri anticipate. Dar țara o să fie guvernată nu de Voicu, nu de Ciucoi, nu de Gaiciuc, dar o să fie chiar dacă mergem după asta, dacă chiar mergem în anticipate peste câteva luni, o să fie guvernată de guvern pro-european. Nu s-a dorit acest lucru. Și, repet încă o dată, atunci era cazul, o parte din socialiștii și eu întrebam, dădeam această întrebare, da, Dodon, de ești? Foarte mult spuneam, Dodon, la noi acum, noi dacă vom insista, dacă o să fie disemnat candidatul platformei, da, sunt șanse foarte mari că o parte din noi sau toți noi o să votăm. Și nu se cerea atunci coaliția, semnarea, mai mult ca atât. Și peste o lună, noi, dacă vă amintiți, noi am avut discuții în trei. Niciodată n-am avut discuții separate cu socialiștii. Iată, platforma DA cu Partidul Socialiștilor. Noi am avut discuții în trei, cu PAS și pe Partidul Democrat. Am analizat situația, că e nevoie de un guvern, că trebuie de făcut totuși. Chiar și cei de la PAS, cu toate riscurile, înțelegeau că coaliția Șor, Dodon cu Dureșteanu este mai nocivă. Pe urmă, cei de la PD au întrebat, poate chemăm totuși pe socialiști la aceste discuții, să discutăm în patru. Și ca și partid sau vreun grup? Ca fracțiune. Okay. Și colegii de la PAS au spus, da, haideți să chemăm pe dânșii. Au fost două discuții cu dânșii. Da, atunci deja au trecut o lună, deja era aceasta Dureșteanu, ei au avut niște angajamente cu Șor, dar oricum s-au pornit discuțiile. Și dacă în cadrul consultărilor, eu am spus la doamna Sandu, ea a spus că sunt precondiții, trebuie să fie votate niște legi pentru deblocarea asistenței externe. Și eu atunci am propus, doamna Sandu, nu vă costă nimic, chemați toate patru fracțiuni, platforma DA, PAS, Partidul Democrat, Socialiștii, puneți condiția că dacă serios e nevoie de guvernare, votați legea A, B, C, D. Și dacă da, după asta disemnăm. La nivel de angajament trebuie să se întâmple. Da, facem faia de parcurs, fără coaliție, pe 3 luni, nu program de 40 de pagini, cum soluționăm problema de blocare asistenței externe, cum administrăm criza pandemică, cum curățăm sistemul un pic, măcar clar lucru că reforma justiției nu poți să faci și cum provocăm alegerile anticipate. Și după asta semnează patru lideri de fracțiuni și dumneavoastră disemnați candidatura. Cum vă explicați fenomenul Șor? Asta nu e fenomen. Asta ba da, este fenomen. Dar nu este fenomen. Asta, fenomenul este sărăcie în Republica Moldova. Care e fenomenul? Este fenomen, pentru că în special în zona Orhei Telenești, în care tradițional era un electorat pro-european, să reușești cu un concert, un cârnăcior și o plăcintă să îi îndobitocești în acest hal, în care să-l idolatrizeze și să recunoscând, deci până și ei sunt conștienți că banii provin din furat. Ei spun, a furat, dar ne dă și nouă. Acest fenomen se datorează situației socio-economice în Republica Moldova. El a fost foarte bine testat, a fost pornită ideea premeditat de către Plohotniuc. El la un moment dat, când Șor deja, Plohotniuc și Șor au furat miliardul. După asta Șor
era desemnat un țapă spășitor, un fel de țapă spășitor. Șor a venit la Plahotniuc și l-a implorat pe dânsul, eu fac tot și, și trebuie, dau pe filat, scriu, pe care, care vrei, pe Platon, mai ales că a avut pentru ce să scrie, numai nu pui pe mine la, la închisoare. Dar eu, iată, am să fac, ai să vezi că omul care este azi criminal, poate să devină erou național, măcar, măcar erou regional. Și Plahotniuc s-a gândit, dar de ce nu? Și i-a dat undă verde. Mai avem câteva minute și trebuie să ne rămână timp. Așa că, adică să nu credem că asta e, da, e fenomen cum a fost organizat. Că asta a fost mașinărie, nu a fost o schemă simplă de corupție. Corupere electoratului la noi 30 de ani a existat. Aici a fost o mașinărie, o schemă foarte bine pusă la punct, foarte bine gândită, realizată în câteva etape, cu un management destul de profesionist. Dacă puteți să închideți telefonul, că aveți un apel și... Da. Un management destul... Probabil cineva care nu se uită la Bârna din ochi. Probabil, asta din Ștefan Vodă. Da. Un management destul de profesionist și atât în mod foarte cinic, și deja timp de 6 ani distrug Republica Moldova cu cinism cras și fără nicio ideologie, măcar aparențele ideologiei acolo nu există. În mod normal acest partid de mult trebuia să fie interzis. Ultima întrebare înainte să trecem la tradiționalul banc. Partidul nostru condus de Renato Usatăi în viitorul parlament, în ipoteza în care ar accede, pentru că există sondaje care îl creditează cu șanse de a accede în viitorul parlament, la fel ca și partidul pe care îl reprezentați dumneavoastră. Există sondaje care spun PPD-ul ajunge în viitorul parlament, există sondaje care spune că vă clasați sub baremul pragului electoral. În orice circunstanțe și dacă în viitorul parlament accede sau nu accede PPD-ul, partidul nostru al lui Renato Usatăi este cel care poate înclina balanța în stânga sau în dreapta pentru următorii 4 ani? Foarte greu de spus acum. Eu repet încă o dată, situația se schimbă zilnic. Ceea ce a fost în decembrie nu corespunde cu situația din aprilie și ceea ce o să fie în alegeri mult depinde de evoluția situației social-economice, pandemice, poziționarea, iarăși cum va fi organizată campania, câte voturi fiecare exponent ajunge în parlament, foarte greu de spus. La moment eu sunt mai mult pesimist decât optimist, pe fondalul acelor afirmații bravuri că curățarea clasei politice, că următorul parlament rezolvă toate problemele. Iată, în 30 de ani voi n-ați avut nici așa parlament. Eu, știind că guvernul lui Ciucoi și poliția lui Voicu vor organiza aceste alegeri, știind ce o să urmeze acum cu Mirișori, cu Pirișori și cu toate acestea, să facă și socialiștii, și Șor, și multe alte partide o să ocupe cu murdării, cu coruperea electoratului și sub acest aspect rezultatul poate fi foarte imprevizibil. Cine o să înclină balanța, cine ajunge în parlament, la moment eu m-aș feri să nuanțez întrebarea. În ipoteza în care ajunge în viitorul parlament, PPD-ul este dispus să facă o alianță din care să facă parte pe lângă cei de la PAS și partidul nostru? Aveți incompatibilități personale cu Renato Usatăi sau cu alți membri ai partidului său? Noi deja nu putem să semnăm ceva că cu cineva o să facem coaliție, cu cineva n-a să facem. Am avut acest exercițiu, nu tocmai reușit în 2019. Noi o să facem coaliție cu forțele anti-oligarhice și pro-europene. La ora actuală, iarăși, greu de spus care o să fie matematica, dar mi-e foarte greu să spun despre Renato Usatăi că este politician pro-european și anti-oligarhic. Haideți așa să formulăm. V-am înțeles poziția. Mai avem doar 2 sau 3 minute. Haideți să vă aud bancul. Și eu o să vă dau unul
Nu știu, dacă reușesc, vi-l dau la aceeași tematică. Dacă nu, Banco e un pic așa, pe radar, eu am să ajustez. Atât cât se poate da în emisie, pentru că suntem doar pe internet, dar și la televizor. E actual, dacă caracterizăm guvernul Ciucoi și dezvoltarea Republicii Moldova cu acest guvern. Făt frumos, mergând pe drum, pe cal, desigur, așa, ca un viteaz adevărat, ajunge la Răscrucea. Tradițional e pentru ruși, dar este și în bancuista. Uh-huh. Și piatra și inscripția. El se coboară, ajunge la piatra și e scris. La dreapta te duci, la bot primești. La stânga te duci, la bot primești. Înainte te duci, tot la bot primești. El s-a apucat să plângă, să nu înțelege și încotro trei drumuri. Și glasul de sus. Ei, gândește-te mai repede că chiar aici ai primești. Mi-a plăcut Bancu și am înțeles și aluzia. Sper că asta e până la alegeri totuși, e situația. Cred că asta nu e situația pentru Republica Moldova. Sperăm să nu. Sperăm că... Și parcă nu am vrea nici înapoi să ne întoarcem de unde venim. Și nici să stăm pe loc. O să vă dau unul actual. Nu există ceva mai actual acum, nu doar în Moldova, dar și în toată lumea decât pandemia. E un pic... un pic macabru, mă rog, nu e macabru. Vine soțul acasă, intră în apartament și zice: dragă, am intrat în scara blocului și pe scări erau doi tineri care se vaccinau. Bravo tinerii, responsabili! Domnule Slusar, vă mulțumesc foarte mult pentru participare la emisiune, vă mulțumesc pentru discuția interesantă. Eu cred că ați dat răspuns la multe întrebări, eu cred că ați lămurit multe lucruri pe care poate până acum colegii v-au întrebat cumva mai voalat. Eu mi-am permis să vă întreb mai direct. Vă mulțumesc pentru deschiderea de care ați dat dovadă. Tot timpul am fost și voi fi sincer. Și cu siguranță, indiferent dacă se vor întâmpla în august, în septembrie sau în octombrie, vom avea alegeri anticipate, vom avea, aproape sigur, vom avea anul ăsta alegeri anticipate, vom avea campanie electorală și atunci vom avea ocazia să ne vedem mai des. Mulțumesc, seară bună și weekend plăcut! Mersi mult pentru doamnelor și domnilor, aceasta a fost emisiunea Bâna din Ochi din această săptămână. Eu, ca de obicei, vă doresc un weekend plăcut și o seară liniștită în continuare. Seară bună!